Vrancea s-a cutremurat din nou. Detalii despre seismul înregistrat astăzi primim chiar acum de la colega noastră Cătălina Trănescu. Cătălina, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Andreea, și bun găsit tuturor. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,1 și s-a produs la o adâncime de 100 de kilometri în Vrancea, zona cu cea mai mare intensitate seismică. Luna aceasta în România s-au produs în jur de 20 de cutremure, cu magnitudinea între 2,1 și 3,8. Cel mai puternic de anul acesta a fost înregistrat luna trecută, pe 24 septembrie, și a avut o magnitudine de 5,3 pe scara Richter. Cutremurul a fost simțit în capitală, dar și în alte state, alte țări vecine. Valoarea seismelor de anul trecut a fost mai redusă, astfel că cel mai puternic a fost de 4,9 pe scara Richter și s-a înregistrat în martie. Potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului, cea mai importantă mișcare tectonică din ultimii ani s-a înregistrat în noiembrie 2014 și a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter. Acel cutremur a fost simțit și în capitală. Specialiștii spun însă că mișcările tectonice din ultimii ani s-au încadrat în limite normale, astfel că nu ar fi cazul să ne îngrijorăm. Acestea au fost informațiile. La revedere!